Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Need for Speed Payback. În episodul de astăzi o să continuăm cu cursele off-road, pentru că sunt ultimele și după aceea o să avem misiune importantă din poveste, probabil să fie chiar ultima misiune din poveste, dar o să vedem. Hai să vedem. Oricum nu mai avem mult din joc. Toată treaba e că stăm foarte prost cu bănuții și n-am ce mașini să mai vând. Și n-am level-ul pentru cursa asta. O să mă chinui ceva, sper să reușesc să fac misiunea, să fac cursa, dacă nu o să trească să mă duc să vând din mașini. Cu toate că, v-am zis, nu prea am ce să mai vând, că mi-au rămas cele mai bune și nu le-aș vinde. Dar asta e, o să trească să le vând ca să mi-au o mașină off-road sau să o fac asta mai bună, pentru că nu prea stăm bine. Dar poate se descurcă. Poate cine știe. Ham că nu-s departe ăștia. Asta e. Aoleu. Hamă cu nitro. Nu am dat nitro chiar acum. S-a dus și el oricum. Dar m-am dus și eu. M-am dus rău eu. Mamă, ce m-am dus, frate. Toți s-au dus aici. M-am mâncat undeva să dau nitro, nu trebuia să dau nitro. Da, nu cred că mai am vreo șansă. Sincer vă spun, trebuie să dau restart, că nu. Băi, deci ce mă așteptam, că o să fie foarte greu. Ham. Ham. Hai mă-i meg, mă. Bun. Băi, se ține bine mașina mea. Ce să mai... Dacă intră ăștia mine, nu mă dă la o parte. Îi dau eu pe ei. Bă, dar nu... Stăm cam prost. Sunt cam departe aia, frate, sunt pe locul 6. Hai că oricum, poate se pierd ei pe drum. Sau eu, bă, ce n-ai, bă, mă, frate, mereu mă pierd aici. Mamă, dar ei îți varză aici. What the fuck, man? Ok, suntem pe primul. Băi, dar ce tare că sunt foarte proști. Bun. Hai, mecă ăla, se ține bine mecă ăla după noi. Mec, e finish-ul, mec. Hai că oricum s-a dus ăla.
Hai că am reușit. Perfect, 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 perfect. And that's game. Awesome. Băi, ceva bun pentru mașină, că am nevoie. Jump, hai să vedem. Bun, 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 291, bun, 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 bun. Mamă, mai avem 4 frate de făcut mălaș. Aoleu. Tot acolo. Mă duc din nou aici. Că am mai făcut bănuți ca să-i facem la mașină. Să facem la level aici, ia să vedem noi. 291. Păi treaba e că nu crește. E maxim. A, 94 nu duce. Dar e scade nitro și astea. Nu bag pățile. Bun. Acum trebuie să ajungem aici. Ajungem la dealer shop aici, că e mult mai aproape. Și hai să vedem. Eu sper să reușesc să o fac. Ce înseamnă dacă am reușit cu... Na, acum oricum poate stăm mai bine. Nu m-am uitat ce level am nevoie. A, următoarea cursă, dar nu contează. Oricum n-am levelul sigur. Nu știu ce să fac cu jocul, că după ce o să închei povestea, eu nu prea joc așa, adică, ok, am găsit o parte. Eu nu prea joc să fac misiunile secundare și astea și nu știu ce să fac. What the fuck? N-am înțeles, frate. Ce, mă alergă poliția pentru că am luat partea aia? Din mașină? Reach the escape. What the fuck? Băi, stai că n-am înțeles, îmi dă că... Băi, ce are jocul ăsta, mă, frate? În fine, cred că da. Că am luat partea aia, probabil aia. N-am înțeles faza asta. Aaa, am intrat prin aia. Și e misiune să fugi de poliție. Cred, acum nu știu. Presupun și eu. Mamă, 335, am 291. Pa, mă frate. Vreau să vă spun că e deja a treia încercare. Sau a patra, a patra. Da, deci e foarte grea, pentru că n-am levelul, e foarte grea cursa asta. Dar n-am ce să fac. Deci n-am ce să fac, misiuni secundare, nu stau eu să fac, să iau puțin bănuți. Să fac tuning la mașină, sper să mă descurc așa cum pot. Sper să reușesc, o fac de 100 de ori dacă e nevoie. Dar o fac, frate. Cred că nici nu o să mai vorbesc în cursa asta ca să mă calmez, să mă concentrez mult mai bine.
M-am văzut pe locul 7, mă, lași, frate. Am că am ajuns, hai că am ajuns. Băi, aici e șansa mea, asta e toată treaba. Băi, sunt pe primul. What the fuck, sunt pe primul? What the fuck, nu cred așa ceva. Tu te-ai în puii mei. Asta e, mă, tată, mă. Mamă, ce emoții, frate, ce-mi bate inima, du-te-i în puii mei. Băi, de când am mai avut eu așa emoții la un joc, frate. Ma. E foarte greu, mă, frate, când știi că n-ai, frate, levelul pe care ți-l cere cursa, n-ai, e foarte complicat. Și am ales ceva foarte de că... Aha, trade, sell, frate, îl vând. Nici nu vreau să mă gândesc cum e următoarea. Oricum, astea trei le lăsăm pentru următorul episod. Încheiem acest episod aici, sper că v-a plăcut și noi ne auzim data viitoare. Pentru că acum trebuie să mă retrag, să mă calmez.